Flăcările au luminat cerul ca ziua deasupra comunei Moșoaia din Argeș. 2000 de baloți de fân, adică peste 60 de tone de paie, au ars în vâlvătaie după ce un personaj rămas deocamdată neidentificat a dat foc grămezii de baloți lăsată în câmp. Mai multe mașini de pompieri au fost solicitate să stingă incendiul. Proprietarii intenționau ca la final de săptămână să ducă acasă baloții de paie. N-au mai apucat pentru că cineva le-a dat foc. A venit vecinii din jurul meu, eu eram la masă și ne-a anunțat că arde baloți. Când am venit aici, deja dăduseră ei la pompier telefon. Au venit pompierii și nu se mai salvează nimic, nu se mai poate salva. Focul era deja cuprins. Ce credeți că s-a întâmplat? O mână criminală. Un criminal, altceva nu. Este a doua oară, că acum 3 ani, mai mi-a dat foc la încă 1500 de baloți. Și ar și un acoperiș la vecin. A trebuit să-i fac acoperișul, dar a fost aproape. Acum am venit cu ei la 500 de metri în câmp și tot mi-a dat foc. Zvonul că ceva arde pe câmp s-a propagat cu repeziciune în miezul nopții în localitate. Deși nu era pericol de extindere, lumea a ajuns repede la locul incendiului. Am venit cu cei de la ISU, de la primărie, am dat aici, am dat ajutor, am adus un buldog de escalator pentru împrăștierea baloților de fân și sperăm că în câteva ore să finalizăm, să stingă incendiul. Pompierii nu au mai avut ce să salveze din grămada de baloți. Detașamentul de pompieri Pitești a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de baloți pe raza comunei Moșoaia. La locul intervenției ne-am deplasat cu 3 autospeciale de lucru cu apă și zbor, precum și o ambulanță zmur. În momentul sosirii la locul evenimentului, am constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, arzând o cantitate de aproximativ 60 de tone de fân. Intervenția a fost una foarte dificilă datorită terenului greu accesibil din zonă, precum și distanței mari de alimentare a autospecialelor de la strada principală. Oamenii spun că familia căreia i-au ars baloții de paie este una de ispravă. Nimeni nu își explică gestul. Pompierii au deschis propria anchetă, la fel cum polițiștii îl caută acum pe piroman.